Premieră pentru Republica Moldova. Satul Valene din raionul Cahul a fost desemnat unul dintre cele mai frumoase locuri turistice din lume. Recunoașterea internațională vine din partea World Tourism Organization, care a ales localitatea din sudul Republicii Moldova din alte 260 de aplicații din 60 de state. Sătenii spun că sunt onorați că din atâtea locuri frumoase din lume, anume Valene a câștigat admirația juriului. Satul Văleni din inima rezervației naturale Prutul de Jos impresionează prin natura deosebită, oamenii calzi și tradițiile străvechi. Localnicii spun că, deși nu se așteptau ca o lume întreagă să afle de Văleni, recunoașterea internațională îi face să fie mai încrezători că satul are viitor. O veste minunată, o veste de necrezut. Nici nu ne-am echipuit că noi putem să ajungem așa departe ca destinație, ca loc turistic, ca loc de poveste, ca colț de rai, așa cum spunem noi vălenilor, colț de rai la colț de țară. Sunt mândră, sunt fericită. Sătenii spun că mulți turiști au prins gustul tradițiilor, bucatelor și locurilor pitorești de la Văleni. Vin aproape 3 ori pe săptămână turiști străini, nu doar la cazare, dar vin și grupuri mari de 100 de persoane, 150 de persoane, le arătăm programul etnofolcloric, mâncarea noastră tradițională, joacă horile noastre de la Văleni și pleacă fericiți. Chiar ei spun că din toate experiențele de pe Dunăre care le fac, la Moldova este cel mai bine. Satul Văleni a devenit cunoscut în lumea întreagă și datorită cântecului Bunica Bate Doba, care s-a auzit pe scena Eurovision, iar bunica originară din Văleni a cucerit o lume întreagă. Așa cum se întâlnește un oaspete într-o casă proprie. Chiar să veniți și la mine oaspeții, să vă duceți și la vecinul și la cine nu v-ați duce, Vălenașul e deprins să scoată oala cu vin, să pună tot ce are mai bun în gospodărie pe masă și, desigur, la noi la Văleni persistă în toate gospodăriile bucatele tradiționale, sărmăluțele, sărămura. O vine turiști, chiar mulți au venit la noi, le plac. Nici nu știu de pe ce părți vin, dar vin. Ei, bunica e bătrână și mă interesează eu de așa ceva, dar ei, vin, vă spun că vin. De exemplu, chiar dealurile noastre sunt de luat. Tupăresc. Balta mea sunt foarte frumoasă, păsări sunt foarte multe. Unde, în altă parte, cred că așa păsări nu găsim, chiar dacă sunt, dar în așa condiții să trăiască în liniște, nimeni nu ne trebuiește, nimeni nu ne împușcă la urmă, s-au dus treaba asta. Satul Văleni a fost atestat documentar în anul 1430 și are peste 3000 de locuitori.